Târgul din Vânju Mare a fost inaugurat în acest weekend după o perioadă lungă în care acesta nu a funcționat. Atât cumpărătorii cât și producătorii sunt așteptați să-și desfășoare activitatea într-un spațiu nou, modern, la standarde europene. La acest eveniment au fost prezente atât autoritățile locale din Vânju Mare, cât și autoritățile județene. Să fiți sănătoși toți, să avem parte de producători locali, muncitori, corecți și cât mai mulți, pentru sănătatea tuturor. La mulți ani! Doamne ajută! Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta, biruință binecredincioșilor creștini! În acest weekend a fost inaugurat locul unde se va desfășura târgul săptămânal, care are acum spații moderne ce se ridică la standarde europene și care respectă toate normele de siguranță. Primarul orașului Vânju Mare, Alexandru Mijaiche, a fost extrem de încântat că așteptarea a luat sfârșit, iar târgul săptămânal este gata spre a fi dat în folosință producătorilor locali și nu numai. Acesta a mulțumit echipei PSD Mehedinți, dar în special președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a căror implicare activă a schimbat total fața orașului Vânju Mare. Astăzi, pentru Vânju Mare, este o zi deosebită. De ce deosebită? Fiindcă de 2 ani de zile așteptăm inaugurarea acestui târg, nu numai noi, că știți foarte bine că nu este numai pentru Vânju Mare, ci pentru toată zona de sud. Am astăzi lângă mine și am deosebită plăcere să o spun încă o dată, o echipă mare, o echipă de oameni puternici, care, dacă nu ar fi fost, această investiție nu ar fi avut loc. Tot ce se face pe raza orașului Vânju Mare, și o spun cu plăcere și cu toată responsabilitatea, străzi, spitale, școli, grădinițe, târg, toate au un numitor comun, Aladin Georgescu și echipa PSD. Proiectul de reabilitare finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală a fost finalizat, cetățenii putând acum să se bucure de noi condiții în ceea ce privește comerțul din zona de sud a județului. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a fost profund mulțumit și impresionat să vadă că orașul său natal a cunoscut o dezvoltare uriașă. Atât prin implicarea primarului Alexandru Mijaiche, dar și cu sprijinul venit din partea echipei Partidului Social Democrat Mehedinți, cât și din partea Consiliului Județean Mehedinți, locuitorii orașului Vânju Mare se pot bucura acum de multiple investiții în infrastructura rutieră, de sănătate, de educație, dar și de un spațiu nou destinat comerțului. Am plecat de aici, mă întorc aici, mă întorc acasă. Am considerat că niciodată nu trebuie să uiți de unde pleci și că mereu trebuie să fii atent, să faci ceea ce crezi tu că este mai bine pentru comunitatea pe care o reprezint și din care ai plecat și de care eu am fost și sunt în continuare foarte mândru. Pentru comunitatea din Vânju Mare și comunitatea din împrejurimi. Partidul Social Democrat are o echipă puternică în administrația locală și în administrația județeană, o echipă care știe ce are de făcut pentru comunitățile pe care le reprezentăm, o echipă care vine astăzi cu un exemplu de bune practici în administrația locală, exemplu care poate fi luat de toți cei de la alte partide, și venim în fața dumneavoastră cu această investiție în târgul săptămânal din Vânju Mare și am încercat să facem aici o investiție pe măsura necesităților și pe măsura așteptărilor dumneavoastră. Văd că sunt mulți vânjeni de-ai noștri și care așteaptă un răspuns de la mine. Să știți că dacă am reușit să asfaltăm jumătate din orașul Vânju Mare și v-am promis în anii aceia că o să urmeze și cealaltă jumătate, astăzi, când vorbim, avem pentru Vânju Mare 20 de milioane de lei, suma aprobată de Ministerul Dezvoltării prin Programul Național de Investiții Angel Saligny, sumă care, suplimentată și de la Consiliul Județean, va asigura asfaltarea celelalte jumătății din orașul Vânju Mare. Sănătate tuturor și numai bine!
Astfel, pe amplasamentul de la intrarea în oraș, acolo unde oamenii sunt obișnuiți să meargă la cumpărături la sfârșitul săptămânii, s-a realizat platforma noii piețe, s-a realizat hala pentru produse lactate, s-au montat spații pentru legume și fructe, s-au compartimentat zone pentru produse de larg consum, cereale și animale. Târgul are apă curentă, grupuri sanitare, cabinet medical, spații administrative și locuri de parcare. Prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, a fost prezent la acest eveniment de inaugurare, fiind profund impresionat de aceste investiții din zona în care își are rădăcinile. Pentru cetățenii din zona de sud a județului Mehedinți, acest târg reprezintă o mare facilitate. Prin această investiție se urmărește promovarea, în primul rând, a comercializării produselor sănătoase autohtone, prin valorificarea muncii din gospodării, iar pe de altă parte se urmărește răspunderea la nevoile cetățenilor pentru a-și cumpăra cele necesare în condiții moderne. Mă bucur să fiu aici la invitația domnului primar, alături de dumneavoastră. Mă bucur și în același timp sunt emoționat. Rădăcinile noastre sunt profund înfipte în zona orașului Vânju Mare. Suntem ai dumneavoastră și dumneavoastră sunteți ai noștri. Și indiferent traiectoriile vieții noastre încotro ne duc, noi mereu o să venim către dumneavoastră, o să fim alături de dumneavoastră. Județul Mehedinți în zona de sud are o puternică tradiție agricolă. Și acest lucru nu face decât să vină în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră a producătorilor agricoli, pentru că în condiții decente vor putea să-și desfacă produsele de origine vegetală, de origine animală și comerț al altor produse cu amănuntul. Vă doresc toate cele bune, multă sănătate și să vă bucurați de această nouă investiție. Cetățenii sunt extrem de încântați de această investiție, fiind imperios necesară pentru comercializarea produselor pe care vânzătorii din zonă le produc, dar și pentru cei care doresc să-și facă provizii, însă fără să meargă prea departe de casă. E foarte frumos. Ne bucurăm că avem primarul care și-a dat interesul și a făcut ceva frumos pentru Vânj. Deci aveți o părere bună despre... Da, foarte bună, da, o părere foarte bună pentru Vânjul Mare. Foarte frumos. Era important, era pentru locuitori și pentru cei care își vând produsele aici. La evenimentul de inaugurare au participat alături de președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu, prefectul județului Alin Isuf, deputatul Alin Chirilă, primarul Alexandru Mijaiche, secretarul de stat Bogdan Simcea, vicepreședintele Consiliului Județean Ionică Negru și consilierii locali, cu toții făcând parte din echipa PSD, care a promis și face investiții în Vânju Mare. În ultimii ani au fost asfaltate aproape jumătate din străzile din Vânju Mare, având deja finanțare pentru a se continua investițiile de modernizare a infrastructurii rutiere. Toți cetățenii din zona de sud a județului sunt așteptați să meargă la târgul de la Vânju Mare, să își vândă marfa sau să se aprovizioneze într-un spațiu complet modernizat față de cel cu care erau obișnuiți.